Dragii mei, e ora 9 dimineața, în mod normal, piața aceasta nu este plină. Sau de fapt nici nu cât e o piață, dumneavoastră o faceți așa. Cât alergați la 2 km? Ia să văd mâinile ridicate. Foarte bine, dar la 10 km. E cineva la 23? Extraordinar! De fapt este o sărbătoare. Nu ne-a pus nimeni să venim aici. Dar chiar am plătit ca să venim aici. Este vorba de cu totul altceva. Este vorba că învățăm pas cu pas să fim mai civilizați. Să fim mai buni și mai generoși. Că nu vrem să dăm exemplu personal neapărat. Dar noi ieșine ne redescoperim. Sunt fericit că să ieși cu voi. Fără voi cei de aici nu se puteau face nimic în această zonă. Și sunt mândru că sunt timișorean și că locuiesc în Timiș. Cu siguranță că suntem altfel decât toți ceilalți din țara aceasta și cu Cuxeață este un pas în fața lor. Vă mulțumesc foarte mult! Sute de persoane au luat startul la prima ediție a Maratonului Inimii desfășurat în stațiunea Buziaș din județul Timiș. Evenimentul sportiv organizat de Rotary Club Buziaș în parteneriat cu Fundația Cardioprevent Timișoara și Forumul Național de Prevenție a avut loc sub sloganul Fii campionul sănătății tale. A venit clipa. Asta înseamnă că din Timișoara exportăm proiectul în întreaga țară. Dacă până acum măsuram colesterolul la copii de 10 ani doar în școlile din Timișoara, de astăzi începem să avem finanțare și să facem acest lucru în Buziaș. Asta pentru că prietenii mei rotarieni din Buziaș, organizând acest maraton al inimii, în care spune, de fapt, fii campionul inimii tale, vor strânge fonduri ca și copiii din Buzia să beneficieze de programul nostru. Să îi informăm corect pe oameni despre LDL, colesterolul crescut, să îi facem să fie conștienți de riscurile pe care le implică această creștere de colesterol, dar mai important, să le facilităm accesul către calea sănătoasă, să le arătăm că mâncând sănătos, făcând mișcare și nefumând, controlându-te periodic la medic, poți ca să prelungești viața, să faci nu numai mai lungă și mult mai bună. Maratonul Inimii a constat în 3 probe de alergare, una de 23 de km pe dealurile din zona viticolă a zonei Buziaș, una de 10 km în jurul parcului din stațiune și una populară de 2 km. Pentru ce am venit aici? Să alergăm? Să facem mișcare? Bună, cât vrei să alergi? La kilometri. La 23 de km și am venit pentru sănătatea mea. În primul și în primul rând. Și în al doilea rând pentru atmosfera, cu prietenii, cu colegii, cu partenerii de antrenament. Să alerg în primul rând și în al doilea rând să mă simt bine. Și văd că în jurul meu sunt mai oameni pregătiți să înceapă concursul. Mai zic 10 minute până începe. Ok, cât de bine pentru sănătate alergată? Foarte bine. Foarte bine pentru că îți crește metabolismul. Slăbești cu ocazia asta. Și mai ai și parte de acțiune. Depășiri, concursuri, evenimente. Foarte fain. Nu știu, ca să mă simt bine. Pentru sănătate, pentru întreținere. Și ca să-l susțin pe soțul meu. Maratonul Inimii marchează o premieră în viața orașului Buziaș, fiind primul eveniment de acest gen și asemenea amploare organizat de micul oraș bănățean. 3,